Pentru postul de senator în colegiul din municipiul Arad se vor înfrunta doi foști. Un fost premier, Mihai Răzvan Ungureanu, de partea ARD, și un fost membru PDL, care în această vară a schimbat tabăra, Ovidiu Marian. În colegiul senatorial Nord vom avea o confruntare între unul dintre cei mai longevi primari din județul Arad, Gheorghe Feieș, edilul orașului Sebiș și președintele PNL Arad, Neluțu Cristina, cel care a pierdut pe ultimii metri lupta pentru președinția Consiliului Județean. Fostul ministru de interne, Constantin Traian Igaș, va încerca să-și păstreze postul de senator pe Colegiul Sud. Nu-i va fi ușor, deoarece va avea un oponent de calibru, fostul primar al Aradului, Dorel Popa. Lupte echilibrate și pentru Camera Deputaților. Colegiul 1 va avea de ales între Lucian Rivi Știpei și Flavius Măduța, omul despre care se spune că face și desface jocurile în interiorul PSD-ului arădean. Pentru Colegiul 2 se va da o luptă mai mult decât interesantă între două dintre amazoanele politice arădene, Claudia Boghicevici și Lia Ardelian. Candidatul pentru Colegiul 3 din partea ARD este Gheorghe Seculici, eminența cenușie din PDL Arad. Cu un asemenea oponent greu, nici nu este de mirare că încă nu a fost stabilit oponentul. Liberalii încă se mai gândesc dacă se aleagă între Florin Galiș și Ionel Ciupe. Colegiul 4 va reveni partenerilor PDL din cadrul alianței ARD. După toate probabilitățile, alegerea celor de la Forța Civică și PNCCD va fi președintele Noii Republici, Mihail Neamțu. Va avea un adversar cu mare experiență în bătăliile politice, tot un purtător al numelui Arhanghelului Mihail și anume Mihăiță Calimente. Colegiul 5 va fi câmpul de luptă între actualul vicepreședinte al Consiliului Județean, Eusebiu Pistru, și actualul deputat PSD, Ciprian Luca. După ce s-au duelat constant în ultima vreme prin intermediul comunicatelor, Marius Gondor și Dorel Căprar vor avea șansa să ducă unul împotriva celuilalt o bătălie electorală adevărată pentru postul de deputat din Colegiul 6. În sfârșit, în Colegiul 7, actualul deputat Justin Cionca se va izbi de experiența senatorului Avram Crăciun, cel care trecând de la UNPR a pierdut șansa de a mai candida din nou pentru postul pe care îl ocupă în prezent.